Mulți părinți au obiceiul să le administreze copiilor vitamine, suplimente alimentare sau probiotice, de cele mai multe ori fără a consulta un medic specialist. Nu este o alegere bună, susțin pediatrii. Cel mai bine copilul este să fie bine hrănit, să fie bine îngrijit și să fie bine tratat. Deciziile acestea pe partea de imunitate trebuie luate în contextul medical. Deci deciziile trebuie luate de către un specialist. Nu trebuie să dăm după ureche, să dăm vitamina C, să dăm... Haideți să consultăm copilul, să vedem dacă este nevoie și medicul specialist va lua decizia. Vaccinul este cea mai bună prevenție, explică medicii de copii. Administrat la timp, acesta îi protejează de răceli și mai ales de formele grave ale bolii. Este indicat, mai ales persoanele cu imunodepresie, să fie vaccinate și mai ales copiii care au anumite probleme, care fac episoade dese de infecții respiratorii, ar trebui vaccinați. Se recomandă vaccinarea antigripală de la vârsta de 3 ani. Vaccinul antigripal există în cabinetele medicilor de familie din județ. Se administrează gratuit și salvează viața a milioane de copii.